În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători și altor neamuri care vor aduce roadă în Dumnezeu. Deci iată mesajul Evangheliei de astăzi. Evanghelia de astăzi este una pedagogică. Și de ce am folosit acest termen pedagogică? Pentru faptul că nu exprimă o parabolă în sine sau un cuvânt de învățătură care să se canalizeze spre o anumită direcție, ci este vorba de căderea generală a omului în păcat, dorința de a se ridica singur, nereușita de a se ridica din păcat și apoi intervenția directă a lui Dumnezeu în care omul devine fiară. Și când folosesc termenul că omul devine fiară, mă refer strict personal la ceea ce arată Evanghelia de astăzi, când spune că dacă tot el este moștenitorul stăpânului viei, hai să-l ucidem și via va fi a noastră. Că în felul acesta, ucigându-l pe Iisus Hristos, de fapt împlineau Scripturile, iar prin jertfa crucii și învierii, existăm noi astăzi ca și creștini în lumea în care trăim. Deci în momentul în care Adam și Eva, protopărinții noștri, au făcut neascultarea de Dumnezeu, încercând să-și amestece singuri puterea conștiinței și a minții în pomul binelui și răului și să guste din el, au fost izgoniți din rai. Omul s-a opacizat, s-a înnegrit, s-a întunecat, a pierdut din simțurile primordiale, nealterate și a devenit alterat, iar odată cu această alterare s-a depărtat de Dumnezeu, prin acel celebru cuvânt al Sfintei Scripturi din capitolul Facerii, care întreabă așa: Adame, unde ești? Într-adevăr, este întrebarea care trebuie să ne-o punem fiecare. Oare unde suntem? Noi suntem în momentul de față, în poziția noastră, fiecare personal și particular, așa și cum la vremea de atunci Adam ascuns cu frunze învelit în lui, fugea de fața lui Dumnezeu, iar Dumnezeu alerga ca un copil după Adam și îl întreba: Adame, unde ești? Adame, unde ești? Aici sunt, Doamne, sunt gol. Cine ți-a spus ție că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pom? Ba da. Ei, dacă la acest cuvânt s-ar fi adresat cuvântul iartă-mă, Dumnezeu ar fi dăruit mila lui cea mare și omul ar fi trăit în continuare în împăcare cu Dumnezeu. Dar se vede că noi suntem obișnuiți să ne justificăm. Și atunci sigur că și Adam, care era la vremea aceea un om plin de Duhul Sfânt și de harul Duhului Sfânt, i-a reproșat lui Dumnezeu și i-a spus: femeia ce mi-ai dat-o? Adică, Doamne, uite, Tu faci și lucrurile. Când a întrebat-o pe femeie de ce ai mâncat din pom, șarpele m-a îndemnat. Deci, Doamne, uite, Tu ai făcut și un șarpe rău. Și atunci Dumnezeu s-a adresat direct șarpelui și i-a spus: țărână vei mânca, pe țărână te vei târâ și pedeapsa s-a pus vrăjmășie între tine și femeie, tu îi vei păzi călcâiul, ea îți va zdrobi capul și de aici vine semnul răscumpărării sau semnul venirii Mântuitorului, deșertării din vrem, deci dinainte de veci sub vrem, ca să poată să se facă om pentru noi să ne mântuiască. Odată izgonit din rai, aceasta este povestea viei, Adam a plâns la poarta raiului vreo 200 de ani, cum arată hronograful lui Chedrinos, încercând să pătrundă din nou în frumusețile raiului unde stătea un hieruvim cu sabie de foc. Dar Dumnezeu i-a spus: Adame, cunoaște pe femeia ta, naște-ți prunci și stăpâniți pământul. Pământul să-ți dea câte un pic de spin și pălămidă. Deci iată o pedeapsă. Pământul rodea frumos și nealterat și el la rândul lui era un rai permanent și general. Iar în sudoarea feței să-ți câștigi pâine, adică cu puțină transpirație. Și această transpirație implică și ce? Și transpirația sufletească în nevoința duhovnicească. Până nu curge o lacrimă, până nu curge o sudoare de la o metanie, nu te unești cu Dumnezeu. Pentru că noi trăim din două pâini. Una văzută, pe care o mâncăm din boabele de grâu, și una nevăzută care o mâncăm sub chipul Euharistiei, ca să fim sfinți
și sfințiți, precum Sfânt este Tatăl vostru cel din cer. A încercat de-a lungul Vechiului Testament toți patriarhii să restaureze căderea în păcat. Și a venit tăierea împrejura lui Avram, care era un simbol de botez. N-a dat o roadă specială. A venit decalogul lui Moise. N-a dat o roadă specială. Deci tablele legii, mă refer la cele 10 porunci. A venit potopul lui Noe. N-a dat un randament anume. Omul tot stricat a rămas. Și de aceea marele rus, Omiakov, spunea: noi am căzut singuri, dar nu ne putem ridica decât împreună, adică împreună cu Dumnezeu. Și în clipa în care au venit judecătorii, au venit împărații, au venit profeții, proroci, adică niciun randament. Deci omul a rămas în continua lui cădere, liberă din alterare în alterare și din treaptă în treaptă, după cum a ajuns și psalmistul David să spună că în cinste fiind, cu dobitoacele fără de minte s-a asemănat. Și același lucru îl putem confirma și noi. Omul când nu-l mai are pe Dumnezeu este un mare dobitoc. Deci este dobitoc nu la sensul animalic, la sensul că nu gândește, nu raționează, nu echilibrează, nu discerne, nu cugetă, nu alege, merge așa ca în necatul. Și atunci sigur că Dumnezeu s-a gândit, deci de aceea spune că a făcut un gard. Aici este totul la nivel de simbol. A făcut o vie și a împrejmuit-o. Via este lumea. Împrejmuirea este harisma Duhului Sfânt care ocrotește lumea și o proniază și o cercetează. Și a pus într-însa teasc. Ce putea să fie teascul decât altarul de jertfă al lui Solomon, care de-a lungul Vechiului Testament până în Noul Testament, cum arată capitolul Ieșirii de la 26 până la 32, exact tot ce a cerut Dumnezeu să se facă cu toată închipuirea Vechiului Testament, ca să fie un semn de legătură cu Dumnezeu. Ei, au venit încercări și mai înalte. Tot n-au dat randament. Jertfa cu viței, jertfa cu țapi și cu berbeci, jertfa cu junince. A venit după aceea, dacă ați fost atenți și ați citit Vechiul Testament, au venit și pedepsele mâniei lui Dumnezeu, pentru că oamenii se înrăiau și mai tare. Mânia care a venit peste Datan și Aviron și alergarea în jurul muntelui Sinai timp de 40 de ani până a murit o generație de oameni îndărătnici, numai ca să nu intre în pământul făgăduinței decât cei ce păzesc porunca lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci n-a fost ușor pentru Dumnezeu, a fost trecerea prin Marea Roșie, iată deci ieșirea din Egipt, iarăși o încercare extraordinară în care s-a simulat, ca să spunem, pentru că nu putem spune că a fost o curățire totală, că și acolo evreii au fost nătărăi și îndărătnici la vremea respectivă și s-au răzvrătit împotriva lui Moise și al Aron și a poruncilor lui și iarăși au făcut fără de lege. Până și îndărătnicia poporului l-a mâniat pe proroc și a întrebat, oare poate să curgă sânge din piatră pentru împetrirea și necredința inimilor? Și a curs sânge, adică ce trebuie să curgă? Întâi durere ca să vină bucuria. Și acel sânge era sângele lui Hristos preînchipuit, pentru că Evanghelia de astăzi, dacă ați fost atenți, așa s-a încheiat. Piatra din capul unghiului, pe care n-a băgat-o în seamă ziditorii, de la Domnul s-a făcut aceasta și este minunat într ochii noștri. Dar peste cine va cădea această piatră, îl va spulbera, deci cine să ia cu Dumnezeu, să alege praful și cenușa. Iar cine să va împedeca de această piatră, se va sfârma. Cine s-a împedecat? Lumea. Și cum s-a împedecat lumea de această piatră? Întâi la 1054 s-au ciocnit de piatra Hristos și s-a făcut două biserici care ferbeau deja de vreo 200 de ani, biserica de Apus și de Răsărit. S-a mai izbit odată biserica de Apus și s-au înmulțit reformele luterane și calvine și au ieșit ușor prin secolul 17-18 anglicani. Apoi au ieșit protestanții și apoi au ieșit toate sectele. Deci iată ce mărunt s-a zdrumicat această piatră și câte mii de cioburi s-au împrăștiat din ea. Dar toate spre același gând, dorința de a crede în Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel, care este un categoric și în același timp este un ferm în ceea ce spune, se adresează frumos corintenilor și le spune: Doamne, Tu mântuiești numai pe cei ce Te mărturisesc în adevăr.
Deci iată mărturia că Hristos, tot Apostolul Pavel spune în una din epistole, Hristos nu s-a împărțit, biserica lui Hristos nu este și-a lui Apollo, și-a lui Chefa, și-a lui Petru, ci biserica lui Hristos este una, iar Hristos este totul întru toate. Ei, această mărunțire a bisericii care a dus până la 300 de secte existențialiste și 800 de secte raționaliste care s-au împânzit pe fața la tot pământul, își au rădăcina primordială în credința primilor protopărinți Adam și Eva și în dogmatica creștină ortodoxă. De aceea, ca să-i poată stăpâni mai bine lumea modernă sau cultura teologică modernă, a rânduit ca una din teologiei universale să fie și mistica comparată, să se facă echilibru între religiile lumii și acele istorice vechi, primitive, și cele restaurate sau înnoite după reforma învierii, deci în momentul în care din creștinism dracu a făcut mai multe sute de religii și a transformat și a decimat biserica în bucăți și bucățele, alterând și atacând învățătura niceo-constantinopolitană sau apostolică, ceea ce înseamnă cred într-unul Dumnezeu și într-una sfântă și sobornicească și apostolicească biserică, deci nu mai multe, una. Dacă e unul Dumnezeu, înseamnă că una e și biserica. Și atunci, acel teasc din mijlocul viei a fost luat de lucrători răi. Și aceia la rândul lor, când au venit moștenitorii, tot trimișii, supușii, slujitorii, pe unii i-au ucis cu pietre, adică pe proroci, pe unii i-a tăiat cu ferestrău, pe unii i-a omorât de vii, pe unii i-a schingiuit. Și la urmă a venit Hristos. A venit Hristos nici mâncând, nici bând. A venit Hristos învățând și propovăduind, vindecând bolnavii, tămăduind leproșii, dezlegând ochii orbilor, glasul muților, șchiopii să salte ca cerbul, lepra să se curățească, bolnavii să se izbăvească, duhurile să se izgonească. Și au spus așa, pe acesta de-l vom omorâ, via va rămâne a noastră. Și atunci au pregătit o cruce mare, l-au bătut pe ea, l-au ridicat la locul căpățânii. Și atunci diavolul, în toată splendoarea lui, a strigat cât l-a ținut gura, prin gura arhiereului Ana și Caiafa. De ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce și mântuiește-te pe tine, cum i-ai mântuit și pe alții. Și aici s-a izbit Vechiul Testament de puterea pietrei din capul unghiului de Hristos și a rămas o umbră celei noi, pentru că, iată, cum spune și o cântare de la strană, a venit vremea Harului, legea iubirii, a venit legea Evangheliei. Deci, Harul s-a desăvârșit și Evanghelia a biruit. Deci, Hristos a venit să troneze în lume cu pace și cu liniște. A dărâmat o dinastie care avea măsurile negândirii sufletești, ci a gândirii omenești raționale. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, măsură pentru măsură, nu. A venit legea iubirii care a arătat cel curat cu inima îl poate vedea pe Dumnezeu, cel blând se poate mântui, cel milostiv se poate milui, cel ce plânge se va bucura și în cele din urmă bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri, deci este dorința de a alerga spre patria lui Dumnezeu, spre patria cerească. Deci noi nu trăim pe pământ, cum spune Apostolul Pavel, pentru o cetate stătătoare. Aici avem o casă, o ogradă, o mașină, o familie, deci sunt bunuri necesare de consum pe care le agonisim din muncă, așa cum arată și Apostolul Pavel, cine nu lucrează nici să nu mănânce, iar în momentul în care stăm pe acest pământ, ne dăm pur și simplu examen după examen, marele examene ale vieții și ale conștiinței de intrare pe poarta cea strâmtă. Și marele examene încep cu ce? Cu taina Sfântului Botez. Deci iată primul, dacă vreți, primul strop de har din piatra Hristos. Cel ce intră prin mine va ieși și pășune va afla. Eu sunt ușa oilor, eu sunt ușa Tatălui. Deci un domn, o credință și un botez. Și iarăși Mântuitorul spune, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, iertate vor fi, cărora veți ținea, ținute vor fi, mergând învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci iată prima picătură de har din piatra lui Hristos. După Duhul Sfânt, după ce l-am agonisit prin mirungere, prin turnare, cum s-a turnat și pe David cornul de unde l-am sfințit,
dobândim Euharistia sau legătura directă sau, dacă vreți, racordarea spirituală la pomul vieții, împărtășania lui Hristos. De aceea, și astăzi care ați fost la biserică și ați venit cu copilașii mici, ați văzut că primul lucru care îl primiți ca o ascultare sau ca un îndemn este să vă împărtășiți copiii la Sfântul Altar, ca de mititei să-L înghită pe Hristos, ca să crească ortodoxi și credincioși, adică să crească în dragostea și în harul Duhului Sfânt, să știe de mititei că în momentul în care îl mănâncă pe Hristos, toată casa este binecuvântată, iar Mântuitorul este Cel care a poruncit: lăsați copiii să vină la mine, că unora ca acestora este împărăția lui Dumnezeu. După aceea ne-a lăsat o altă picătură, taina pocăinței, dezlegarea și iertarea păcatelor. Și spune Isaia în Vechiul Testament: de mă veți asculta, bunătățile pământului veți avea, iar de vor fi păcatele voastre mai negre decât carmâzul, adică șmoala în termenul de astăzi, deci ca zăpada le voi albi. Iar David, psalmistul, cântă atât de frumos în oda psalmului 50: spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Iată ce refren frumos. Spăla-mă vei, deci nu oricine, Dumnezeu. Deci El trebuie să ne spele. Și mai frumos, și mai mult decât zăpada mă voi albi. Deci iată, zăpada este albă. Ați văzut ce înseamnă iarna, un câmp întins cu zăpadă. Ei, închipuieți că în Dumnezeu omul strălucește mai frumos decât acea zăpadă care în răsăritul soarelui clipește ca mărgăritarele mii de culori. Mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Deci înseamnă că există un alb mai alb decât albul. Deci există un curat mai curat decât curățenia. Un imaculat mai curat decât imaculatul. Și aceea e rădăcina de iubire a lui Dumnezeu care spală păcatele noastre. Și iarăși tot în psalmii lui David, cât de frumos cântă psalmistul când folosește termenul și spune: și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Deci, evident că în clipa în care Duhul cel Sfânt nu este la noi, noi nu putem fi mai vârtoși și mai albiți decât zăpada. Deci, noi nu putem avea vârtutea luminării și a luminii. Iar încă un lucru excepțional de frumos, tot în psalm, întâlnim la unul din psalmi, din nou un verset: Duhul tău cel bun nu-l lua de la mine. Deci și Duhul tău cel bun. Pentru că noi putem avea asupra noastră, cum arată Efrem Siru, și Duhul rele. Duhul trândăvirii, a iubirii de sine, al clevetirii, al ținerii mintei de rău, a iubirii de stăpânie, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, ia uși ce frumos, a gândului smerit, a răbdării, a dragostei, dărește mie slugii tale. Așa, Doamne, dăm să-mi văd păcatele mele, ca să nu-l osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în veci, amin. Deci când spui, eu sunt mai curat ca Ileana, ca Maria sau ca Vasile, deci tu osândești, eu sunt mai curat decât zăpada, așa trebuie să spunem. Eu sunt mai strălucitor decât zăpada, pentru că m-am curățit în Hristos și în Duhul Sfânt. Peste acestea, tronează și taina sănătății, cea pe care o ascultați în fiecare vineri și miercuri și în fiecare miercuri după amiaza la ora 5, când veniți la Sfântul Maslu, deci de este cineva bolnav, să cheme preoții bisericii să se roage pentru el și să lungă cu un de lemn sfințit. Deci metoda cea mai directă, cea mai scurtă și mai accesibilă de împăcare cu Dumnezeu prin sănătate. Deci prin sănătate. Toate metodele și toate abuzurile inventate de om, afară de medicina lăsată de doctor, pe care este la recomandarea societății, cum îi spunem noi, deci spitalul, dincolo de această sănătate, în momentul în care omul aleargă la sisteme și la tot felul de metode anormale, deci aceea este o sănătate diavolească, pe care o dobândește omul prin metode neortodoxe și este o sănătate trecătoare care îl va acuza mai târziu de să nu spui sau să nu încerci să spui
Că știți, părinte, am fost eu la cineva și mi-a făcut ceva cu magie albă și mi-a trecut. Am fost și mi-a făcut cu bioenergie și mi-a trecut. Am fost și mi-a făcut cu nu știu ce metodă și mi-a trecut. Am mi-a făcut cu nu știu ce exerciții și incantații și meditații și concentrații și mi-a trecut. Nu, dragă. Chirurgia scoate boala din organul real. Pastila scoate durerea din boala pe care o simți și o povestești, iar preotul sau Duhul Sfânt la Sfântul Maslu scoate boala din mădularele sufletului care sunt bolnave. Și care sunt mădularele sufletului? Că cineva o să zică, părinte, dar ce sufletul are trup? Are trup. Dacă este bolnavă mintea, este nevoie de rugăciune cu mintea. Dacă este bolnavă inima, trebuie rugăciune pentru omul bolnav cu inima. Deci nu pentru cardiopatie sau pentru o altă boală, nu. Ci este vorba de inima rea. Acest om nu are inimă. Acest om nu are suflet. Acest om nu are simțuri. Acest om nu are milă. Acest om nu are bunătate. Acest om nu are înțelegere. Acestea sunt boli sufletești. Și se vindecă cu rugăciunile care se fac în biserică prin taina Sfântului Maslu. De aceea în rugăciunea care se face molitfelnic apare primitivă. Dar dacă v-ați uitat atent, se pune accent și spune: izgonește, Doamne, boala din cap, deci rațiunea, din creier, adică inteligența, ca să nu gândești greșit, din rărunchi, și treaba au rărunchii cu omul și cu sufletul. Păi au. Așa cum rinichiul este un filtru perfect care scoate toate toxinele din organism, ca sângele să fie curat, să nu afecteze pe inimă, așa trebuie să fie și mintea noastră ca un rinichi care filtrează toate patimile și gândurile să nu altereze sufletul. Deci când faci dializă, scoți toxinele din sânge. Când faci spovedanie, scoți toxinele din suflet. În momentul în care iei aghiazma mare, nu o bei că ți-e sete, ci ca să speli urmele păcatului, ca și apa aia din dializă care filtrează sângele. În momentul când iei împărtășania, aceea este dializa propriu-zisă. Nu spre osândă, nu spre judecată, ci de tămăduirea trupului și a sufletului. Amin. Și ultima și cea mai înaltă, preoția sau taina aceasta lăsată de Hristos în biserică prin apostol și urmașii săi, care stă la baza celorlalte puteri sacerdotale din cele 7 taine, ca ele să fie lucrate în om. Pentru că și o mamă poate face un botez, dar nu-l poate desăvârși, și o mamă poate face o pocăință, dar nu poate desăvârși, și o mamă poate face o rugăciune de sănătate și nu poate desăvârși, și o mamă poate face o mirungere și nu poate desăvârși. De ce? Pentru că nu are harul complet al Duhului Sfânt prin punerea mâinilor la hirotonie și atunci ceea ce face ea ca creștină prin credință, preotul desăvârșește prin har și prin lucrare. Deci ăsta este motivul pentru care slugile din jurul teascului căutau să omoare pe slujitorii trimiși la luat recolta viei. Dar înainte de a lua recolta viei, stai cu minte acolo. Înainte de a lua recolta viei, o vie se lucrează. Trebuie prășită, rărită, tăiată și stropită. Și ia să vedem în Sfânta Scriptură ce spune Hristos. Eu sunt butucul și voi mlădițele. Mlădița care n-aduce roadă să taie și să aruncă în foc. Deci vedeți o curățire în prealabila viei. Cine nu adună cu mine, spune Hristos, risipește. Deci nu poți să aduni struguri în vie fără Hristos. Deci strugurii tăi nu pot să aibă zahărul mântuirii sau zahărul virtuții dacă nu sunt copți în Hristos. Deci pe învățătura cea dreaptă a Evangheliei. Pe învățătura cea corectă, fiindcă Apostolul Pavel a spus așa, cine nu merge după legile jocului nu se încununează. Numai cel ce luptă cu adevărat, și de aceea spune Pavel mai departe, lupta cea bună am luptat și cu nuna am câștigat. Deci nu-ți alegi tu lupta, ci lupta o duci așa cum ți se rânduiește. Iar lupta care ți se rânduiește trece prin starea de mucenicie spre starea de desăvârșire. Urci Golgota și apoi ajungi pe Tabor. Urci întâi să guști sângele,
durerea și suferința, ca apoi să guști pacea și bucuria. Lucru pe care l-a trăit personal Fecioara Maria, lucru pe care l-a trăit personal Hristos, lucru pe care l-au trăit personal apostolii, lucru pe care l-a trăit personal mucenicii și sfinții din pustie sau sfinții din vremea patericilor, așa cum citim noi în cărțile de spiritualitate sau în viețile sfinților la casa noastră. Ce era tâmpit un mucenic să se ducă ca un fanatic și să spună, da, vreau să mor pentru Hristos și gata, îi tăia capul și era sfânt? Nu. Era convins că în clipa în care este cu Dumnezeu, nu mai are nevoie de nimic și este mântuit. Pentru această credință tare trebuie oameni tari. Iar pentru această credință slabă pe care o avem noi astăzi, ne trebuie oameni care din slabi să devină tari. Pentru că ce se întâmplă? Noi am luat credința ortodoxă doar ca un reper de inteligență. Da, sunt ortodox. M-am botezat, m-am cununat, am cruce la biserică, am plătit cultul, am plătit contribuția, am primit preotul la Paște la Crăciun, mi-am făcut datoria. Nu. A fi ortodox înseamnă a fi slujitor în jurul teascului. A fi ortodox înseamnă a fi lucrător în vie. A fi ortodox înseamnă a proteja via. Că ați văzut în Catisma 11 la Psaltire ce spune? Și-a venit porcul sălbatic și-au asurpat gardul și-au călcat-o pe ea toți care trec pe cale. Deci a venit dracul și-a făcut patim peste tot. Fecioarele le-a spurcat și le-a nenorocit. Feciorii i-a spurcat și i-a nenorocit, pe văduve le-a spurcat și le-a nenorocit, familia a distrus-o prin divorțuri și neînțelegeri și urgii și tot felul de legi para care de care mai sociale și stricăcioase de suflet și vătămătoare și în felul acesta s-a pus accent pe distrugerea din interiorul creștinului, nu din afara lui. Dacă 50 de ani de ateism veneau și spuneau n-ai ce căuta în biserică, 20 de ani de libertate de la 89 încoace, vin și spun altfel. Du-te la biserică că oricum n-ai ce să înveți de acolo. Adică te ia la modul inteligibil. Lasă că te atac unde te doare. Dacă vii 20 de ani la biserică și tu n-ai ce învăța și n-ai învățat nimic în 20 de ani, păi n-ai timp să mai înveți niciodată. De ce? Păi dacă n-ai învățat cu o clipă fără Dumnezeu înseamnă o moarte în veșnicie, și dacă n-ai învățat cu o clipă cu Dumnezeu, înseamnă viața veșnică, așa spune Arsenie Papacioc, are un termen foarte frumos. Un suspin înseamnă rugăciune și o clipă înseamnă veșnicie. Depinde cum te va găsi moartea și cum te va lua. Te va găsi în rugăciune, vei fi veșnic al lui Dumnezeu, te va găsi în păcat, vei fi veșnic al lui Satana. Și atunci nimeni nu te-a coordonat pe tine să ajungi la rău sau la bine, ci singură conștiința ta, care în momentul în care ai văzut teascul dospind și via că trebuie strânsă, tu în loc să te duci la stăpânul vie și să spui vreau să fiu și eu bob de struguri în teascul lui Hristos, ai dat să ucizi stăpânul, că vom da, lasă că vom lua noi via și vom vedea ce vom face. Nu. Lumea nu s-a născut din hazard și nu trăiește din hazard. Ne-am născut sub pronia lui Dumnezeu, trăim sub pronia lui Dumnezeu, ne hrănim sub pronia lui Dumnezeu, ne mișcăm sub pronia lui Dumnezeu, existăm sub pronia lui Dumnezeu, suferim sub pronia lui Dumnezeu și ne mântuim sub pronia lui Dumnezeu. Deci, această piatră, Hristos, să fie piatra de mărgăritar din casa fiecărui creștin și începutul mântuirii lui. Amin.